Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Subiectul de azi, Legiunea Arhanghelul Mihail, mișcarea legionară sau garda de fier. Legiunea Arhanghelul Mihail, mișcarea legionară sau garda de fier, a fost înființată în România interbelică la 24 iunie 1927 de Corneliu Zelea Codreanu, în urma rupturii dintre acesta cu mentorul și principalul său susținător, Alexandru Cecuza, ca organizație paramilitară teroristă de orientare naționalist-fascistă, cu un caracter mistic-religios, anticomunist, antisemitic, anticapitalist și antimasonic, creată după modelul organizațiilor naziste, SA și SS. În martie 1930, Codreanu a format Garda de Fier ca ramură politică paramilitară a Legiunii, iar în 1935 Legiunea schimbă denumirea oficială în Partidul Totul pentru Țară. Membrii mișcării au fost numiți legionari sau cămăși verzi din cauza uniformei verzi pe care aceștia le purtau. Alături de Codreanu, supranumit capitanul, fondatorii ai mișcării legionare au mai fost Ion Moța, Radu Mironovici, Corneliu Georgescu și Ilie Gârneață, dar dominarea capitanului era absolută, inalienabilă, indisputabilă, iar criticarea sa era pasibilă cu moartea. Vezi asasinarea lui Mihai Stelescu. După asasinarea lui Codreanu, în noiembrie 1938, conducerea legiunii a fost preluată de Horia Slipa. Dezordinile cauzate de legionari în vara lui 1940 au dus în cele din urmă la abdicarea regelui Carol al II-lea. La 4 septembrie 1940, legiunea s-a aliat cu generalul Ion Antonescu, după 10 zile fiind proclamat statul național legionar, în al cărui guvern legionarii constituiau principala forță politică. Horia Slima a amplificat campania de asasinate politice, economice, rasiale și de interese personale, ori detenție confesională, de exemplu a sectarilor pentru prozelitism religios și închiderea bisericilor neoprotestante ale calvinilor, campanie care a culminat cu rebeliunea legionară din ianuarie 1941, o lovitură de stat eșuată împotriva lui Antonescu și armatei române. Ca urmare, legiunea a fost înlăturată de la guvernare, Horia Slima și alți fruntași legionari, refugiindu-se în Germania nazistă. Practic dizolvată, legiunea s-a scindat în două grupuri antagoniste. Simiștii lui Horia Slima și codreniștii conduși de Ion Zelea Codreanu, tatăl lui Corneli. La 9 februarie 1920 a apărut la Iași ziarul Garda Conștiinței Naționale, în care Codreanu și Constantin Pancu au publicat crezul socialismului național creștin. Sintagma creștin corespundea mentalității codreniste, ca un adaos la curentul politic nazist, național-socialist, 1919-1945, în germană, național-socialistische Deutsche Arbeiterpartei, unde cuvântul nazi provine de la prescurtarea numelui național-socialism, în germană, național-socialismus, importat din Germania. În zilele de 4-6 septembrie 1920 a avut loc la Cluj primul congres al studenților din România Mare. Corneliu Codreanu, în fruntea unui grup de studenți naționaliști, a izbutit să impună congresului hotărârea de eliminare a evreilor din organizațiile studențești. La 10 decembrie 1922, Codreanu a organizat la Facultatea de Medicină din București un congres al studenților simpatizanți, care a emis o moțiune care cerea limitarea admiterii la studiu, în latină numerus clausus, pentru studenții evrei în universități. De asemenea, a fost criticată și acțiunea politică a democrației francmasonice. Congresul s-a încheiat cu o manifestație pogromistă în cartierul Văcărești, în tâlc populat de evrei. Pogromiștii au fost împrăștiați de jandarmi. La 8 octombrie 1923, Corneliu Codreanu a convocat în casa lui Nicolae Dragoș, de pe strada 13 decembrie, numărul 41 din București, un grup de colaboratori unde au decis să pedepsească pe vinovații principali care au prigonit studenții și au trădat interesele țării în favoarea evreilor prin împușcarea politicienilor trădători și a plutocraților evrei. Participanții la complotul din dealul Spirii, Corneliu Zelea Codreanu, Ioni Moța, Ilie Gârneață, Tudose Popescu, Corneliu Georgescu, Radu Mironovici, Leonida Bandac, Aurel Vernichescu, Traian Breazu, Nicolae Dragoș, Dr. Cerdănulescu și Ion Zelea Codreanu au fost arestați și internați la închisoarea Văcărești. Procesul care a avut loc în 1924 i-a achitat pe complotiști. În închisoare, Codreanu a pus bazele Legiunii Arhanghelului Mihail, organizație pe care o va lansa oficial peste 4 ani, și a Frăției de Cruce, organizația tinerilor școlari naționaliști sub vârsta de 18 ani. În anul 1929, la o adunare a șefilor de cuiburi, Codreanu a numit un comitet de sfetnici numit Senatul Legionar.
În anul 1930, din motive electorale, Codreanu creează Garda de Fier, o gardă împotriva expansiunii comunismului, care urma să fie un fel de partid umbrelă pentru racolarea altor partide în scopul prezentării la alegeri ca un front comun. Singurul partid care a aderat la acest front a fost Legiunea Arhanghelul Mihail. În pragul alegerilor parlamentare din 1933, Codreanu a întemeiat ca expresie politică a mișcării legionare Partidul Totul pentru Țară, prezidat de inginerul Gheorghe Klime. Legionarii s-au pregătit de alegerile din țară cu un program atât de violent fascist, antisemit și antioccidental, încât liberalul Gheduca, însărcinat de rege să organizeze alegerile, a crezut de cuvință să interzică participarea la alegerea Gărzii de Fier. La 10 decembrie 1933, prim-ministrul Ion Gheorghe Duca a scos Garda de Fier în afara legii. Membrii Gărzii au ripostat la 29 decembrie prin asasinarea premierului Duca în gara din Sinaia. Asasinatul a fost comis de un grup de 3 legionari, denumiți ulterior Nicadori: Nicolae Constantinescu, Ion K. Ranica și Doru Belimace. În procesul intentat asasinilor lui Duca, în afară de cei 3 executanți, au compărut și Codreanu, generalul Gheorghe Cantacuzino Grănicerul, Nichifor Craini și alții sub acuzația de conspirație criminală, dar, pe baza unor disputate circumstanțe atenuante, au fost achitați. La 17 decembrie 1934 are loc Congresul Fascist de la Montreux, în Elveția, unde delegatul mișcării legionare, Ioni Moța, propune o moțiune în chestiunea evrească și Congresul, în unanimitate, hotărăște să combată acțiunea destructivă a evreilor. În alegerile generale din 1937, Partidul Totul pentru Țară a ieșit pe locul al treilea, după Partidul Național Liberal și Partidul Național Țărănesc, obținând 15,5% din sufragi. Regele Carol al II-lea, care se opunea legionarilor, i-a ținut în afara guvernului până la aducerea la putere, la 5 septembrie 1940, la propunerea lui Horia Sima, a generalului Ion Antonescu, care aderase la mișcarea legionară și de care a fost susținut. În martie 1938, sfătuit de guvern, Nicolae Iorga l-acuză pe liderul mișcării legionare, Corneliu Zelea Codreanu, de ultrajul față de un ministru. Cu toate că Iorga și-a retras plângerea, Codreanu a fost arestat și condamnat la 6 luni de detenție în aprilie 1938. În mai 1938 este rejudecat și este condamnat la 10 ani de muncă forțată. În noiembrie acelui an a fost asasinat prin ștrangulare, alături de alți 13 legionari, nicadorii și decemvirii, de către jandarmii care îi transportau la închisoarea Jilava. A doua zi, presa a anunțat că cei 13 legionari și Codreanu au fost împușcați în urma unei tentative de evadare. În 1940, în timpul regimului Ion Antonescu, a avut loc o acțiune de revizuire a procesului inițial, în urma căreia Corneliu Zelea Codreanu a fost găsit nevinovat. În urma unei anchete judiciare s-a stabilit că evadarea nu existase de fapt, iar legionarii au fost executați la ordinul regelui Carol al II-lea. După asasinarea lui Codreanu, la conducerea mișcării legionare a fost numit Horia Sima. În martie 1939, Armand Călinescu a format un guvern nou, dar la 21 septembrie 1939, un comando legionar condus de avocatul Miti Dumitrescu l-au asasinat la București, potrivit declarațiilor legionare ca pedeapsă pentru moartea lui Codreanu. În perioada 21-22 septembrie 1939, în urma uciderii prim-ministrului Armand Călinescu, la ordinul regelui Carol al II-lea, au fost asasinați fără judecată în lagăre și pe întregul cuprins al țării de către jandarmi 252 de persoane, dintre care 105 membri ai mișcării legionare. Cadavrele, la câte 3-4 legionare, au fost scoase în stradă și lăsate acolo timp de 3 zile. Articol principal: asasinatele din 21-22 septembrie 1939. O anexă secretă a pactului Ribbentrop-Molotov, semnat la 23 august 1939, stipula că România va ceda teritorii în favoarea Uniunii Sovietice. În iunie 1940, Uniunea Sovietică a transmis României 2 ultimatumuri prin care cerea evacuarea imediată și necondiționată a Basarabiei, a Bucovinei de Nord și a Ținutului Herța. Guvernul român a cedat presiunilor sovietice și germane. La 4 iulie 1940 este numit guvernul Ion Cigurtu, având în componență și câțiva miniștri legionari. Succesul Moscovei a determinat Ungaria să reclame revizuirea granițelor în Transilvania, iar Bulgaria a pretins retrocedarea cadrilaterului.
Puterile Axei au cerut părților implicate să-și rezolve problemele prin negociere directă sau arbitraj. Cederile teritoriale românești au fost facilitate de starea de derută și incapacitatea guvernului condus de Ion Gigurtu și a cercurilor conducătoare românești de a angaja acțiuni politice ferme de a organiza măsuri de apărare națională. Lipsa de curaj a regelui Carol al II-lea, faptul că a evitat un contact direct cu Hitler, deși se impunea o expunere personală, au întărit convingerea cancelarului nazist că acesta nu va întreprinde măsuri hotărâte, ci va consimți treptat la toate pretențiile formulate. La 15 iulie 1940, Hitler îi adresează regelui Carol al II-lea o scrisoare cu caracter ultimativ, avertizând asupra gravelor primejdii, la care s-ar expune dacă nu ar da curs cererii sale de a începe tratative cu Ungaria și Bulgaria în vederea revizuirii frontierelor. Nicatorii și decemvirii uciși în anul 1938 la ordinul regelui Carol al II-lea, București, 30 noiembrie 1940. Ion Gigurtu a declarat la radio că România trebuie să facă sacrificii teritoriale pentru a justifica orientarea sa pro-germană și aderarea totală a României la axa Berlin-Roma. La 4 septembrie 1940, sub presiunea opiniei publice, o mare demonstrație a avut loc la București, manipulată de agitatori legionari, regele Carol al II-lea l-a chemat la putere pe generalul Ion Antonescu, demisionat din armată și aflat cu domiciliu forțat la Mănăstirea Bistrița, cu condiția să formeze un guvern de Uniune Națională. Horia Sima a încheiat o alianță cu Antonescu pentru constituirea unui guvern legionar și a unui stat național legionar. Partidele politice istorice au refuzat să participe oficial la guvernare alături de legionari la procesul său din 1946. Antonescu a declarat că guvernul de Uniune Națională nu a fost creat din cauza poltroneriei, lașității liderilor politici. De menționat că în perioada de domiciliu forțat, Antonescu a purtat tratative cu Horia Sima prin intermediul prietenului emisarului și avocatului său dintr-un jenant proces de bigamie, Mihai Antonescu. Generalul nu era sprijinit de vreun partid politic și fără sprijinul mișcării legionare ar fi eșuat, așa că s-a văzut obligat să admită condițiile lui Horia Sima, inclusiv aderarea oficială la mișcarea legionară, apariții în public îmbrăcat în cămașă verde și diagonală, uniforma legionară, jurământul și salutul legionar. A doua zi după formarea guvernului, Antonescu a cerut și a obținut anularea Constituției și dizolvarea Parlamentului. Apoi, printr-un puci reușit, l-a forțat pe regele Carol al II-lea să abdice în favoarea fiului său, voievodul Mihai, în vârstă de 18 ani. În data de 14 septembrie 1940, prin decret regal semnat de regele Mihai I, România a fost proclamată stat național legionar, generalul Ion Antonescu devine conducător al statului și șeful regimului legionar, iar comandantul mișcării legionare, Horia Sima, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. În noaptea de 26-27 noiembrie 1940, la Jilava au fost dezgropate rămășițele capitanului Corneliu Zelea Codreanu, a nicadorilor și decemvirilor. La 30 noiembrie 1940 au avut loc la București funeraliile lui Corneliu Zelea Codreanu și a celor 13 legionari, nicadorii și decemvirii, uciși în anul 1938 la ordinul regelui Carol al II-lea. Ajunsă la putere, legiunea a aplicat legi antisemite dure și jaful organizat al avutului minorității evrești, însoțit de arestări samavolnice, schingiuiri și asasinate. Legionarii au asasinat și alți cetățeni români, neevrei, pe motive politice, morale, homosexuali real sau presupuși și adesea din răfuieli personale. Dintre asasinați, circa două treime au fost români și o treime evrei, dar comparativ cu procentul evreilor din totalul populației române, legionarii au ucis circa 20 de evrei la fiecare neevreu ucis. Cea dintâi problemă care ni se punea era aceasta: cine trebuie să răspundă mai întâi? Cine sunt mai vinovați pentru starea de nenorocire în care se zbate țara, românii sau jidani? Am căzut unanim de acord că cei din tâi și mai mari vinovați sunt românii ticăloși, care pentru arginții iudei și-au trădat neamul. Jidanii ne sunt dușmani și în această calitate ne urăsc, ne otrăvesc, ne extermină. Conducătorii români care se așează pe aceeași linie cu ei sunt mai mult decât dușmani, sunt trădători. Pedeapsa cea din tâi și cea mai cruntă se cuvine în primul rând trădătorului și în al doilea rând dușmanului. Dacă aș avea un singur glonț, iar în fața mea un dușman și un trădător, glonțul l-aș trimite în trădător, Corneliu Zelea Codreanu. Odată cu declararea Devei, orașul liderului legionar Ion Moța, ca oraș sfânt, au fost expulsați toți locuitorii evrei.
Membrii Gărzii de Fier au pus la cale cel mai mare pogrom din istoria Munteniei, în care au fost uciși peste 100 de evrei. Iar parte dintre aceștia au fost atârnați în cârlige la abator, unde cadavrele le-au fost pângărite și mutilate. Carnajul de la abator a fost negat de autor negaționișca, înscenare pusă la cale de Eugen Cristescu, șeful serviciului secret în timpul guvernării Antonescu. Vezi mărturia legionarului Ioan Ianolide, fost membru al Frățiilor de Cruce, organizația de tineret a mișcării legionare. În ianuarie 1941, Horia Sima și legionarii au declanșat o lovitură de stat, un război civil împotriva lui Antonescu și armatei române. Antonescu a reușit să învingă în 3 zile rebeliunea legionară, legiunea fiind înlăturată de la guvernare. Hitler l-a sprijinit pe Antonescu, de la care se aștepta să atragă și să conducă România în războiul antisovietic, păstrându-i pe legionar ca pe o contrapondere, ca pe o amenințare menită să-i asigure fidelitatea conducătorului. Horia Sima și alți fruntași legionari s-au refugiat în Germania, unde au fost cazați în lagările de concentrare Buchenwald, Dachau și Rostock, având însă o relativă libertate de mișcare. Eșecul rebeliunii, atribuit de o parte dintre legionari sub conducerea tatălui, lui Corneliu Zelea Codreanu, conducerii dezastroase a lui Horia Sima și a campaniei antilegionare pornită de Ion Antonescu, a dus la scindarea mișcării legionare în 2 grupări inamice, simiștii rămași credincioși lui Horia Sima și codreniștii sub conducerea lui Ion Zelea Codreanu. Divergențele, acuzațiile reciproce, altercațiile dintre cele 2 grupări antagoniste au continuat până la epuizarea fizică a implicaților. Despre originile mișcării, Neagu Giovara scrie: mișcarea legionară a fost o mișcare autohtonă născută din grupări studențești anticomuniste, între care una era condusă de Corneliu Zelea Codreanu. În realitate, anticomunismul legionar s-a dovedit a fi o frazeologie lipsită de baze factice și menită să motiveze antisemitismul, având în vedere complexul de relații oculte dintre comuniști și legionari. Să nu credeți, cum spun adversarii mișcării legionare, că a fost o copie a nazismului sau a fascismului, mai spune Giovara. În închisoarea Văcărești, unde era deținut împreună cu un grup de simpatizanți în urma complotului din dealul Spirii, 8 octombrie 1923, Codreanu a pus bazele Legiunii Arhanghelului Mihail, organizație pe care o va lansa oficial peste 4 ani, și a Frăției de Cruce, organizația tinerilor școlari naționaliști până la 18 ani. Cu această ocazie, ea ființă primul cuib de legionar prin ordinul numărul 1. Să vină în aceste rânduri cel ce crede nelimitat. Să rămână în afară cel ce are îndoieli. Fixez ca șef al gărzii de la icoană pe Radu Mironovici. Cuibul, devenit elementul de bază al mișcării legionare, era compus din 3-13 legionari, exclusiv bărbați, sub comanda unui șef. Au existat și cuiburi de doamne sau domnișoare, denumite cetățui. A iduma altor mișcări europene, fasciste, contemporane, mișcarea legionară era fulminant antisemită și susținea teza existenței unei agresiuni rabinice împotriva lumii creștine, care ar fi luat forme precum francmasoneria, freudianismul, ateismul, marxismul, bolșevismul, război civil din Spania. Scopul acestor idei a fost vindecarea societății și a națiunii, chiar dacă prin mijloace dure și unor abuzive. Membrii mișcării legionare purtau uniforme asemănătoare cu cele militare de culoare verde, ca simbol al reînnoirii, de unde și denumirea cămășile verzi, și se salutau folosind salutul fascist, reactualizarea mussoliniană, apoi nazistă, a salutului roman. Principala zigla mișcării a fost crucea triplă, reprezentând o rețea de zăbrele de închisoare ca simbol al martiriului, denumită de Codreanu crucea Arhanghelului Mihail. Specificul mișcării legionare față de alte mișcări fasciste și fascistoide europene, cu care a avut în comun recurgerea la terorism, violență și asasinat politic, consta în fundamentalismul religios creștin-ortodox. Codreanu a imprimat ca trăsătură fundamentală a legiunii Arhanghelul Mihail promovarea ortodoxismului naționalist, stabilind o legătură structurală între creștinismul ortodox și românitate, ca o deosebire de fascismul lui Mussolini, deși dorea transformarea României în stat fascist după modelul italian. Ideologiile fasciste și naziste erau folosite ca substrat de îndoctrinare în cuiburile legionare, titlul de cursuri, afinitatea între fascism și mișcarea legionară, puncte comune între hitlerism și mișcarea legionară, etc. Corneliu Zelea Codreanu, cărticica șefului de cuib. Pentru Codreanu, Legiunea Arhanghelul Mihail va fi mai mult o școală și o oastă decât un partid politic. Fapt este că uniformele, cămășile verzi cu diagonală și pistol la șold, copiată după uniformele cămășile negre fasciste italiene,
și cămășile brune ale SA din Germania, precum și fraseologia mistic-religioasă, patriotardă, xenofobă, pericolul reprezentat în viziunea codrenistă de democrația liberală, care ar fi dus la acapararea puterii în stat de către inamicii principali ai legionarilor și naționaliștilor români, evrei. Democrația sfarmă unitatea neamului românesc, expunându-l dezbinat în fața blocului unit al puterii iudaice. Să curețe țara de moravurile politice murdare, să înlăture în influența pernicioasă și cosmopolită a evreilor și a masonilor. Să facem o țară ca soarele sfânt de pe cer. Corneliu Zelea Codreanu, în cartea sa Pentru legionari. Au atras numeroși studenți, preoți și intelectuali ca Nae Ionescu, Mircea Eliade, Emil Cioran, precum și personalități din protipendanta română ca Ghica, Cantacuzino, Sturza, Manu și alții. Majoritatea susținătorilor mișcării legionare erau studenți și sărani. Cu Zelea Codreanu ca lider carismatic, mișcarea legionară s-a făcut cunoscută pentru propaganda sa de succes, inclusiv o bună utilizare a spectacolului, prin marșuri, procesiuni religioase, miracole, imnuri patriotice, muncă voluntară și campanii cu caracter obștesc în zonele rurale. Mișcarea legionară își făcea cunoscută filozofia, care includea antisemitismul, antiliberalismul, anticomunismul, antiparlamentarismul și se prezenta ca alternativă la celelalte partide prezentate cu dispreț, ca formațiuni politice, corupte și clientelare. Până și nunta lui Codreanu a fost regizată ca un act în acest spectacol propagandistic. Celula de bază în organigrama legionară era cuibul. Acesta număra 13 membri și putea lua naștere atât în localități rurale cât și în cele urbane. În cadrul cuibului, pentru buna gestionare a activităților, s-au creat următoarele funcții. Un șef, un corespondent care ținea corespondența cu celelalte cuiburi, un casier care se ocupa de strângerea cotizațiilor și ajutoarelor, un curier. Toate cuiburile dintr-un județ intrau sub jurisdicția organizației legionare județene. Acestea din urmă se aflau în subordinea regionalei legionare, care grupa mai multe județe corespunzătoare împărțirii administrative a țării. Regionalele erau direct subordonate capitanului. Unitățile existente într-un județ mai erau divizate și în corpul legionarilor. În acest grup intrau membrii de 21-28 de ani, ei reprezentând membrii cei mai activi ai legiunii. Pe post de organizație de tineret, s-a decis existența frățiilor de cruce, în care intrau elevii între 14-20 de ani, acestea funcționau doar la orașe. În ceea ce privește partea feminină a organizației, pentru ea au luat naștere cuiburile de fete, care se mai numeau și cetățui atunci când erau formate din elevele școlilor superioare. Studenții erau grupați în grupul legionar studenței județean, care purta denumirea județului. Mai târziu, la 26 octombrie 1936, va fi formată o nouă organizație legionară, Corpul Muncitoresc Legionar. Corpul Muncitoresc Legionar îl va avea la conducere pe inginerul silvic Gheorghe Klime, comandant al Bunei Vestiri. Ne oprim aici, prieteni, pentru astăzi. Sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!